Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Să știi că ar muri lumea uneori pentru a fi mai frumoasă, a fi mai tânără. Sigur că da. A fi mai bogată. Oh. Sunt multe motive. Da. Păi, da, nu știm mitul Faust, care și-a vândut sufletul pentru nemurire, nu? Păi l-a vândut, domnule. Lui Mephisto! Iată. Lui Mephisto! Domnule, între timp, la 7 și iată 29 de minute, avem o nouă confirmare că apa, aerul și fraierul nu or să dispară niciodată. Vine din India, bun. Unde doi soți, care aveau o clinică de înfrumusețare. Bazin mare de populație acolo în India. Miliarde. Da. Și au păcălit clienții cu o mașinărie capabilă să-i facă din nou tineri. Ceva firesc până la urmă, adică te aștepți cumva la cum merg lucrurile în anii ăștia. Da. Să apare și mașina asta, da. Deci da. Poți să o halești. Au o scuză, zic eu. Au o scuză, dar la nivelul ăla de educație din India e mai ușor să-i păcălești decât să se gândească ei că ar putea... Nu pune educație, că aici e cu bani și oamenii needucați... Au, dar și bani. N-au așa de mare acces la banca în România, aha, prin alte părți. Acolo trebuie să ai puțină școală ca să faci bani, din ce știu eu. În India. Și lucrarea asta le-a adus peste 4 milioane de dolari escrocilor. Ca să-i convingă, au spus că mașina timpului fabricată în Israel... Vezi că trebuie să-ți meargă capul. A transformat o persoană de 60 de ani în una de 25. Oh my God! Deci era de 60 și a făcut-o de 25, adevărat. Maica mea, coadă, îi cheamă Rajiv Kumar Dubey, și soția lui, Rashmi Dubey, deci au lucrat și în familie ca să nu împartă profitul de pe urma gâștelor cu alți terți, i-au convins pe oameni că îi îmbătrânesc din cauza aerului excesiv de poluat. Asta e adevărat. Caz real, mai ales în India, acolo, da, că știm că în partea, da, de lume poluarea e la cote alarmante. Și au susținut că ar putea inversa procesul cu ajutorul acestei mașini a timpului făcută în Israel. Cu oxigenoterapie. Adică te bagi n-ai acolo cum și... să-ți dai seama, îți dă ceva oxigen. Și le-au făcut niște pachete. 10 ședințe, 6.000 de rupii. Asta înseamnă vreo 70 de dolari. Nici nu-i mult. Și pachetul forță, 90.000 de rupii, adică vreo 1.000 de dolari, pentru perioade mai lungi. Deci socotește și tu dacă 10 sesiuni erau 6.000, de 90.000 ai peste 100 de sesiuni. Probabil era abonament anual, mă gândesc. Dar vezi că la abonamentul ăsta mic s-au dus la ciuguleală, nu? S-au aruncat. Să vezi cum e. Păi, de 70 de dolari vezi cum e și ei spun, păi da, tati, dar n-ai cum să întinerești, de-abia ai întinerit jumătate de an, să zic, cu bătaie, dacă vrei să întinerești ani mulți. Ia aici, pachetul promo. Să faci pe termen lung. Și au făcut și clasica schemă piramidală. La modul, dacă aduci un prieten, doi prieteni, cu cât aduci mai mulți prieteni la noi să întinerească, da, cu cât întinerim mai multă populație, cu atât îți cade prețul. Sau le ofereau chiar beneficii. Știi? Cum ar fi? Aduci tu niște oameni și ciugulești și tu 30 de rupii să-ți iei o pizza. Bun, să așa, mai știu eu ce, bun, așa. Da. Una peste alta, una dintre victime a depus plângere la poliție, că de aici a pornit, și a zis că a fost înșelată cu 21.000 de dolari și n-a întinerit nimic. Oare n-a întinerit deloc. Tu îți dai seama câte ședințe a făcut? Deci oamenii aveau 1.000 de dolari, erau 100 și ceva de ședințe. Da. Nu asta de 21.000 de dolari, eu cred că a luat pentru toată familia sau ceva, că n-are cum, adică n-avea timp să facă. Doar dacă stătea acolo de dimineață până seara, băgau aia oxigen în ea, dar cred că o omorau sau ceva. Că nu cred, ori bea, ceva pățea de la ta oxigen. În fine, poliția estimează că sute de înșelați și că prejudiciul total e de peste 4 milioane de dolari. Până acum au 30 de cazuri concrete de cetățeni care așteptau să întinerească cu mașina timpului fabricată în Israel. Asta e foarte tare.